Bun găsit, stimați telespectatori ai televiziunii Cult TV! Anul acesta, a 17-a ediție a Festivalului Hora Mare a fost specială deoarece oficialitățile din localitățile județelor Ialomița și Călăraș au organizat împreună acest eveniment cultural. La acest festival de dans și cântec folcloric au participat ansambluri din multe state precum Bulgaria, Muntenegru, Polonia, Rusia, Grecia, Macedonia și România. Ansamblurile au avut spectacole în Independența, Fetești, Ciocănești, Călăraș, Slobozia, Alexandru Dobescu și Jegălia. Echipa Centrului Școlar și Cultural de Jurnalist, Cescu Jur, din Călăraș, a fost alături de grupurile de dansatori din străinătate pe parcursul desfășurării acestui festival, însoțindu-i în fiecare localitate unde au susținut spectacole. Membrii Centrului de Jurnalism au fost lângă delegațiile vecinilor europeni cu transmisii și înregistrări audio, radio chic și videoteleviziune Cult TV cu fotografierea și prezentarea evenimentului Ziarul Amicii. De asemenea, jurnaliștii de la Cescu Jur au fost translatori între delegații, organizatorii evenimentului și oficialități. Suntem Iliana Pașalău și Stăluța Preda. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim vizionare plăcută! They would like you to have a nice day here in Ialomița and Călărașcă. Și vă aplaudăm încă o dată ca să primiți aplauze și de la public. Good morning and welcome to Slobozia. Prietenilor noștri mai vechi, care au mai fost la edițiile anterioare, le spun bun revenit. For our old friends who have been already to the previous editions, we welcome them again. Celor care veniți pentru prima dată, for those who are here for the first time, vă spunem că vă așteptăm și la edițiile viitoare. We would like to have you here in the next editions. Am vrea să... meu, bun venit tuturor artiștilor prezenți la această coproducție organizatorică. I would like to warmly welcome all the artists who are present here in this co-production organization. Și la acest eveniment care cu siguranță se va dovedi o colaborare culturală benefică pentru ambele județe. O colaborare dintre județele Călăraș și Ialomița pentru acest festival. Este o tradiție a colaborării, la revedere. Este o tradiție a colaborării pentru Călăraș și Ialomița. Avem un parteneriat cu județul Ialomița. Îmi cer scuze, trebuia să mă opresc pentru traducere. În continuare, domnul vicepreședinte Daniel Drăgunin, al Consiliului Județean Călăraș, vă va adresa câteva cuvinte. La Călăraș, în Călăraș aveți posibilitatea the possibility ca în cele patru zile ale acestui festival, like in the fourth days of this festival, care se află la 17-a ediție, that it will take place in the 17th position, să vă exprimați, to express și să arătați and to show ce este mai valoros, what is more valuable în cultura dumneavoastră, in your culture. În continuare o să vă adreseze câteva cuvinte domnul prefect al județului Călăraș, domnul Zoru Ioan Tărăcilă. Bine ați venit la Călăraș. Welcome to Călăraș town. Este adevărat că sunt prefectul județului? It's true that I am the prefect of the Călăraș district, Doru Ioan Tărăcilă. Deci reprezentantul guvernului în teritoriu. The representative of the government in territory. Dar mai important pentru mine este că sunt călărășean. But more important for me is that I am Călăraș citizen. Și că sunt un mare iubitor de folclor. And I am a great lover of folklore. Se reprezintă într-adevăr o sărbătoare pentru noi și pentru cei care vor veni să vă plicați. You represent a great meeting for our people and for the people who come here to watch you. Thank you very much. It's the day we celebrate in our town. It's the icon of the day we celebrate, the Holy Trinity.
mulțumim că astăzi sunteți aici împreună. Thank you for you are here together with us. De fapt, acest cuvânt împreună se potrivește și în cazul nostru al organizatorilor. Actually, this word together, it is mixed in our case of organizers. În cazul festivalurilor pe care până acum le-am făcut separat. In the case is that the festival until now we have made separated. Mulțumesc pentru interviul pe care l-am acordat. Anul acesta, județele de la Urmița și Călăraș au dat mâna pentru a realiza acest festival al culturilor de tradiție. Cum comentați acest eveniment? Acest lucru este de bun augur, este un început, pentru că cele două județe, dacă ne aducem bine aminte, la un moment dat erau un singur județ. Asta arată că relația dintre noi și Slobozia este o relație foarte bună, o relație de colaborare care nu numai din punct de vedere politic se realizează, ci și acum și din punct de vedere cultural. Vă mulțumim că sunteți prezenți la o manifestare deosebită. Avem aici... În această seară deosebită, cum am mai spus, este și o sărbătoare mare pentru noi românii, schimbarea la față, și sperăm să vă încântăm cu dansurile ansamblului din Muntenegru. Eu am optat pentru un ansamblu bulgăresc. Este un ansamblu extraordinar de spectaculos, dar din câte văd, și acesta este la fel de spectaculos ca și cel bulgăresc. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației organizatorilor Centrului Cultural Județean, Consiliul Județean Ialomița, Consiliul Județean Călăraș. I thank you because you have accepted our invitation. Ne bucurăm să vă avem oaspeți în municipiul nostru. We are glad to have you here like a guest in our town. De asemenea, mă bucur să revăd o delegație care a fost și am trecut la noi în municipiu. Also, I am happy to see a delegation that have been here last year. Delegația vecinilor noștri, mă bucur, bine ați venit. The dancers from our neighbors, we welcome you. Decât să mă bucur pentru acest lucru, din aceste motive am și răspuns afirmativ solicitării Consiliului Județean Ialomița când am auzit că există un asemenea parteneriat. De fapt, și în municipiul nostru este o, să zic așa, o continuitate a făcutului din partea de Bălăgan. Ne aflăm la ediția 12. Pare bine că ați putut să ajungeți în această seară aici. Era și mai bine dacă am fi fost mai mulți, pentru că aveți posibilitatea să vedeți în această seară un lucru deosebit, un lucru pe care nu-l vedeți în fiecare zi. Stăm de vorbă cu domnul primar Petru Pavel, primarul localității Ciocănești. Domnule primar, anul acesta, județele Ialomița și Călăraș și-a dat mâna pentru a organiza acest festival. Cum comentați acest lucru? E un lucru bun, pentru că să această manifestare în cele două județe, cel puțin la noi și acum un an și în anul trecut și anul ăsta au fost formații din Bulgaria. Nu ne pare rău că nu avem o formație noi a comunei, deci la noi e o puțină, la tineret am observat
sau probabil că din școală ar trebui să se învețe fără sârbă și așa mai departe. Aici la invitația domnului primar, care ia că te-aș face timp și pentru sufletul locuitorilor, numai pentru grijile de zi cu zi. Vă mulțumim frumos, domnule primar! De câte ori ne veți invita, vă promitem că venim cu mare drag. Asemenea ospitalitate întâlnim rar în județ. Nu ca să vă flatez, dar chiar este o realitate. Mulțumim frumos! Știam că avem valori, știam că avem copii, știam că, dar întrerupsesem și acum m-am emoționat chiar foarte mult, având în vedere faptul cum iau și dansar și în mod deosebit la dansul tradițională, pentru că nu știu dacă foarte mulți au recunoscut. It's really nice. It's our first time here in your country. We are very pleased. Everything is great. We are grateful to be here and it's our honor. We hope you like our program. And this festival gives us the opportunity to make friends, your friends, all people. Thank you. Călărășenilor și tuturor oaspeților, câți ori fi, doamnelor și domnilor, să-l invităm în scenă pe domnul profesor doctorand Liviu Anghel, domnul director al Centrului Cultural Călăraș. Aplauze! Bună seara, bună seara, vă rog. Bună seara, vă mulțumesc mult, dar eu nu sunt oaspete, sunt gazda aici. Oaspetele nostru, așa este. Mie și bună seara, doamnelor și domnilor. În acest an, Festivalul Internațional de Folclor Hora Mare se află la 17-a ediție. A fost o coproducție organizatorică între județele Călăraș și Ialomița.
care au fost prezente la acest festival. Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia și, bineînțeles că, România care a fost gazda anul acesta la Călăraș și la Slobozia. Avem și o delegație a ansamblelor românești. Vă rog să ascultăm imnul României. Domnilor, aceasta a fost cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Cora Mare. Vă rog să rămâneți pe loc încă un moment. Mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. Dansul se numește Perinița.